Într-o bună zi, în inima unui regat ascuns între păduri de netrecut și munți înalți, trăia un băiat pe nume Șobolan de Aur. Era cunoscut în tot regatul pentru istețimea și curajul său, deși părinții lui, Sobolică și Șobolina, erau simpli țărani. În satul lor, povestea despre comoara fermecată a regelui Sobar devenise o adevărată legendă. Se spunea că cine va găsi această comoară va deveni stăpânul absolut al regatului și va putea împlini orice dorință. Într-o zi, șobolan de aur a decis să-și încerce norocul și să plece în căutarea comorii. Mama sa, șobolina, i-a împachetat niște plăcinte de libarcigi prăjite și i-a spus cu grijă: Fii atent, fiule, și ai grijă să nu te încrezi în libarcile fermecate ale pădurii. După câteva zile de mers prin păduri și trecând peste munți, șobolan de aur a întâlnit o libarcă vorbitoare pe nume libarcică de argint. Aceasta i-a spus: Tânăr căutător, știu căutarea ta și-ți pot oferi ajutorul meu, dar trebuie să faci un mic sacrificiu, trebuie să renunți la una dintre plăcintele tale pentru mine. Șobolan de aur, știind că povestea părea să fie adevărată, i-a dat plăcinta fără ezitare. Libarcică de argint, l-a condus prin pădurea fermecată, evitând toate capcanele și pericolele, până au ajuns la un castel impunător, înconjurat de un șanț plin de apă neagră ca smoala. Acolo, la intrarea în castel, era un gardian imens, Sobocâine, care păzea cu strășnicie, poartă, poarta. Libarcică de argint i-a șoptit lui Șobolan de Aur, pentru a trece de Sobocâine trebuie să-i spui o poveste care să-l facă să adoarmă. Șobolan de Aur și-a adus aminte de poveștile pe care îi le spunea bunicul său și a început să spună o poveste lungă și plină de aventuri, care l-a făcut pe Sobocâine să moțăie și apoi să adoarmă adânc. Trecând de gardian, a ajuns în sala tronului, unde regele Sobar stătea pe un tron de aur, înconjurat de comori de neimaginat. Regele Sobar l-a privit cu ochii reci și a spus: Șobolan de aur, ai ajuns până aici, dar pentru a obține comoara, trebuie să îndeplinești trei sarcini imposibile. Prima sarcină era să găsească și să aducă cea mai frumoasă floare din întreaga lume. Șobolan de aur a plecat din castel și, ajutat de libarcică de argint, a călătorit în toate colțurile regatului. Într-un final, au găsit floarea libarcii, o floare fermecată care strălucea în toate culorile curcubeului. Aducând floarea înapoi la castel, regele Sobar a fost impresionat, dar nu arăta nicio urmă de emoție. A doua sarcină era să prindă o pasăre de foc care trăia pe muntele Șobolosc. Cu ajutorul libarcică de argint, Șobolan de Aur a escaladat muntele și a capturat pasărea folosind o capcană ingenioasă. Regele Sobar a fost din nou impresionat, dar nu a arătat niciun semn de mulțumire. Pentru a treia sarcină, regele Sobar i-a cerut să-i aducă un fir de păr de la zâna Libarcă, cea mai frumoasă și mai puternică zână din regat. Libarcică de argint l-a condus pe șobolan de aur la palatul zânei, dar aceasta i-a spus Nu-ți voi da un fir de păr decât dacă îmi răspunzi la trei ghicitori. Șobolan de aur a reușit să răspundă corect la toate ghicitorile, și zâna libarcă, impresionată de istețimea sa, i-a oferit un fir de păr. Reîntors la castel, regele Sobar a fost în sfârșit mișcat de succesul tânărului și a spus: Ai îndeplinit toate sarcinile, șobolan de aur, tata. Cu comoara în mâinile sale, șobolan de aur s-a întors acasă, devenind cel mai bogat și mai respectat om din regat. Cu bogățiile obținute, a construit un sat prosper pentru părinții și prietenii săi, iar. Libarcică de argint a devenit cel mai de încredere sfătuitor al său. Morală: dacă ai citit până aici și nu ai dat like, share și subscribe, ai grijă când deschizi frigiderul. O libarcă fermecată s-ar putea să-ți mănânce plăcintele. Final. Cuvinte: 1000.